După aceste cântări binecuvântate, ce aș putea să vă spun? După ce scrie la Psalmul 117, lăudați pe Domnul toate neamurile, la Bucovina, din Ardeal, din Banat, lăudați-le toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Și pe dumneavoastră vă binecuvânt cu cele scrise la Psalmul 129, unde scrie de la versetul 8, binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Amin. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Amin. Amin. Să întoarcem Scriptura înapoi la Geneza 35, de unde s-a citit. Am pus gândurile care am pe inimă să vi le spun sub un titlu. Familia la poarta cerului. Obișnuiesc, dacă uneori pun câte un titlu la predică, să le iau din Biblie. Scrie în Geneza 28 că atunci când a fost Iacob prima dată la Betel, acolo unde l-a chemat Domnul din nou, în acea dimineață, el a zis, Geneza 28 cu 17, aici este casa lui Dumnezeu și cu expresia asta se obișnuiesc. Dar am mai spus ceva. Aici este poarta cerurilor. Că în cerul se intre pe la casa lui Dumnezeu și poarta e foarte aproape. Familia la poarta cerurilor. În Geneza 35:1 scrie așa. Dumnezeu a zis lui Iacov. Primul rând, mesajul pentru familie se adresează bărbatului. Și acum observăm și în cazul lui Adam, al lui Noe, al lui Avram, al lui Iosif, soțul Mariei, și am putea să dăm și alte exemple. Dar asta nu înseamnă că mama nu are și ea chemare, pentru că Scriptura ne spune în Cartea Proverbele de învățătura tatălui și de învățătura mamei, de sfaturile tatălui și de sfaturile mamei. Aș vrea mai întâi, așa, într-o scurtă idee, dacă vreți, introductivă, această chemare ce a adresat-o Dumnezeului Iacov de a veni la poarta celor este din ceruri. Când pasajul am venit anterior, din Geneza 28, se spunea că scara era de la pământ până la cer. Dumnezeu unde era? Acolo sus, cum știm noi, că e locul Lui, domnie, scaunul. Iacob, Ioan, scrie în Apocalipsa 4, că atunci când a fost răpit în cer, știți, el descrie ființele cerești, dar ce a observat mai întâi? Un tron pe care ședea cineva. Și în Evrei 3:1 spune, frați, fiți care aveți parte de chemarea cerească. Evident că acolo e vorba de mântuire. Dar Dumnezeu ne face anumite chemări de la înălțimea cerurilor. La evrei am putea spune că le-a vorbit de la înălțimea muntelui Sinai. Dar spune Cartea Sfântă și tot evreilor în Evrei, capitolul 12, versetul 25, luați seama că nu cumva să nu voi să ascultați de Cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat și n-au să asculte Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce ne vorbește din ceruri. E mare har să auzi cuvinte de la Dumnezeu. Scrie Biblia în Roman că evreii sunt mari, deci acolo mai întâi de toate, pentru că au primit cuvintele lui Dumnezeu. Asta i-a făcut mari pe ei. Le-a vorbit Dumnezeu. Cum scrie și în Luca 3 că era cezarul la Roma, conducător în provinciile romane, dar lui Ioan i-a vorbit Dumnezeu în pustie și Ioan era mai mare ca toți, a spus Domnul Iisus. Pe cei născuți au fost cezar sau alți oameni mai mari ca el. De aceea să ținem cont de ceea ce a vorbit Dumnezeu și chiar dacă nu ne-a vorbit nouă, a vorbit altora. Și ei ne-au transmis nouă. În privința aceasta, stimați părinți, vreau să vă spun, dacă am zis că asta a fost o idee introductivă, acum urmează primul gând pentru dumneavoastră, o prima idee, cum vreți să o numiți primul punct. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suite la Betel, locuiește acolo. Și apoi spune versetul următor că Iacov a zis casei lui. Dumnezeu a trasat părinților
anumite principii, legi. Așa cum vă citesc din Scripturi, Psalmul 78, și aș vrea să ne le reamintim, să vedem dacă ne facem temele, dacă ne îndeplinim sarcinile trasate. Psalmul 78, versetul 5. El, adică Domnul Dumnezeu, Cel care vorbește din ceruri, a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel. A poruncit părinților noștri, rețineți, să-și învețe în ea copiii. Asaf, deci a trăit în vremea lui David. A făcut referire la o lege pe care a dat-o Dumnezeu părinților. Care lege aceea? Unde este scris? Deuteronom. Citim din capitolul 6, de la versetul 1. Iată poruncile și zâmbările pe care a poruncit Domnul să vă învăț. Și eu mă opresc doar la cele adresate părinților. Versetul 6. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Și dumneavoastră aveți copii și știți legile care le-a dat Dumnezeu. Astea statului, dacă nu ținem cont de ele, există și legiuitori, există și executivi, există și puterea judecătorească. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să le vorbești de ele. Iată o sarcină binecuvântată pentru părinți. Cuvintele acelea care vin de la Dumnezeu și care ne fac mari, să le transmitem copiilor noștri și îi vor face și pe ei mari. Astea sunt cuvinte ale vieții, cum spunea Domnul Iisus Hristos și cum au înțeles apostolii. Și știți, acum, de când cu pandemia asta s-a ciofit, a apărut școala acasă, online. Școala a fost acasă de mult. Orele care vi le spun aici sunt acasă. Să le vorbești de ele când vei fi acasă. Când vei pleca, când te vei culca, când te vei scola, ore dimineață, ore după masă. Când vii, când pleci, în diferite împrejurări, unde chiar momente cheie. Cu siguranță că sunt și alte porunci date de Dumnezeu pentru părinți. Zice Pavel 1 Timotei 5 cu 8, dacă nu grijește cineva de lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât necredincios. Aspectul de ordin material. Dumneavoastră, stimați părinți, pe care dintre aceste porunci vreți să o făciți mai de valoare? Să faceți mâncare la copii? Să le facem o casă și alte necesități? Sau să tipărim în mintea lor legile sfinte? Vă spuneți dumneavoastră sau îi întreb pe copii? Sau cum să vă monitorizăm, să vedem pentru ce ne dedicăm, care le socotim mai important? Da, dragi. Dumnezeu a spus, scrie aici, să fie transmise pe cale orală, dar și pe cale vizuală, să fie scrise. Versetul 9 spune să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Adică nu doar tu când pleci de acasă să le vorbești și ei când pleacă de acasă să le vadă, nu doar tu când te întorci și ei când se întorc, să le vadă. Să dea bunul Dumnezeu, să avem tipografii bune și să fie tipărite în mintea copiilor. Spune Psalmul 78, la care mă întorc în scurt, dacă părinții își fac această datorie și copiii noștri când vor fi părinți, vor avea ce să transmită. Versetul 6. Ca să fie cunoscut de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Cum spune Pavel la Timotei, 2 Timotei, capitolul 2, ce ai învățat de la mine, încredințează la oameni credere, ca și ei să fie stare să învețe pe alții. Pe drept se spune că numai nepoții îți dau mână dacă ai fost părinte bun. Dacă ai reușit să-ți înveți copiii, să-și învețe și ei copiii, să fie și ei
părinți. Și poate și din acest motiv scrie ce Deuteronom 6, să înveți pe copiii copilor tăi, poate ce n-ai reușit să-i înveți pe ei și nu poți să înveți pe cei din clasa următoare, să le vii tu în ajutor. Să faci față la două generații, cum spunea cineva de la țară, că o cloșcă bună crește într-o vară două rânduri de pui. Într-o viață, două generații de copii să fie învățați. Deci dacă o cloșcă are grijă atât de mult de ei, cu atât mai mult dumneavoastră ca mame, ca și tați, să înțelegem așadar că Dumnezeu a lăsat pentru noi porunci. Au și copiii porunci să cinstească pe tata, pe mama, să-i asculte, sunt însoțite de promisiuni frumoase. Dar prima poruncă este pentru noi. Să transmitem aceste adevăruri observați la evrei. Nu s-a prezentat Dumnezeu în fiecare generație să le spună El. Le-a spus odată și mai departe a plecat la odihnă și Moise și Aron și următoarea generație Iosua a înțeles că trebuie să preia părinții această sarcină. Uneori mi se pare că îl condamnăm pe Iosua pe nedrept că n-a lăsat un conducător național după el, dar ce avea poruncă să lase? Era un conducător național, era o conducere teocratică, era marele preot, unde trebuia să ajungă toate contestațiile și el avea posibilitatea să întrebe pe Domnul și de aici încolo punct. A înțeles Iosua ce a spus legea și Moise, că învățătura sfântă se transmite acasă. De aceea spune vorba înțeleaptă că națiunea înflorește sau se usucă acasă. Și de asemenea spune vorba înțeleaptă că mâna care leagă copilul conduce țara. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne îndeplinim această misiune sfântă dată de Dumnezeu părinților. Trec la o a doua idee, retorcându-mă la textul din Genesa 35, unde observăm ce i-a zis Dumnezeu lui Iacob. Suie-te la Betel, locuiește acolo, ridică un altar Dumnezeului care ți-a dat când fugeai de fratele tău Esau. Iacob a zis casele tuturor celor care au cu el, scoateți Dumnezeu strigați în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele, să ne sculăm, să ne suim, să ridicăm un altar. Chemarea noastră ca părinți, prin legile care vă spuneam că Dumnezeu ne-a însărcinat să ne ocupăm de copiii noștri, de generațiile care vin, care este? De fapt, ce conținut au aceste legi? Ce se învăță? Care a fost marea problemă a lui Dumnezeu cu evreii în Vechiul Testament? S-a prezentat pe Sinai și a făcut cu primele porunci, Exod 20, eu sunt Domnul Dumnezeu care v-a scos din țara Egiptului. Ce a spus mai departe? Să nu ai alți Dumnezei, sunt gelos. Care a fost capul de acuzare principal între rechizitorile evreilor în Vechiul Testament? În Israel, în Iuda. Idolatria. Și asta a spus Dumnezeu din capăt. Învață-ți copiii să se închine corect celui ce-i Dumnezeu în vecii vecilor. Amin, amin. Pentru că există o influență permanentă ca alte pasiuni, alți Dumnezei, cum era atunci, să uzurpe locul lui Dumnezeu și să intre în casele noastre. Și asta a fost și va rămâne până la sfârșitul lumii marea problemă a familiilor și, dacă vreți, și a adunărilor. Imixtiunea demonică. Observați, în fiecare generație, în fiecare an, mai cu seama acum, cu știința, cu tehnica, apar lucruri noi, nu? Afară această invazie. Și mare responsabilitate, datoria părinților este să-și păstreze familia, să se închine numai lui Dumnezeu. Cum scrie la Deuteronom 18:13, tu să te ții în totului tot, numai pe Domnul Dumnezeul tău. Da. Cei care sunt părinți și pe măsură ce copiii încep să crească, știți presiunea, nu? Păi cu telefonul, cu laptopul, cu televizorul, cu merg la mare, cu distracții, cu prietenii, cu fel și fel de lucruri păcătoase, câte sunt, ca să nu dai o idee cuiva, mă opresc aici. E destul ne dă diavolul idei. Și nu mai apar. De unde a apărut în casa lui Iacob? Avram,
pocăit, cum spunea fratele George, tata pocăit, la Iacob, și bunicul a fost pocăit. Și spune Iosua mai târziu că străbunicii doar slujeau altor Dumnezeu. Dar aici de unde au apărut? Apoi parte de la Laban, că dacă mai sunt cuscri, mai sunt mătuși și alți bunici sau știu eu ce colegi, apar toate acestea. Îmi amintesc că am găsit odată la copii ceva CD-uri cu ceva filme. Băiete, de unde sunt astea? De la băieții, de la adunare. Păi ei lasă, păi dumneata, de ce nu mă lași? Și CD-urile erau cam mari în dimensiune de ascuns, apoi au apărut sticurile, astea se ascundeau mai ușor. Am găsit și din astea și mi-au zis unul dintre băieți, zice, la tata ai descopere, Domnul, unde le ascunde. Mi-amintesc că odată au exercitat o presiune, a spus, tati, a apărut un film nou cu Iisus. Are o versiune nouă. Bă, băieți, am unul dintre ei aici, poate își amintește. Cum să facă? Asta e marea noastră problemă. Cum să procedăm? Și vă voi spune îndată cum am procedat eu. Noastră poate aveți idei mai bune. Dar asta e marea luptă. Copiii noștri vor sluji Domnului sau alți Dumnezei vor intra pe fir. Și asta spune Iosua, care a înțeles, repet, foarte clar care e bătălia. Iosua 24, versetul 14. Depărtați Dumnezeu care a slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt. Oriunde de duc sunt Dumnezeu. Și dacă nu găsiți un cale să alegeți să slujiți Domnului, alegeți cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeu care slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeu amoriților în care o țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vă sluji Domnului. Și să mă asculte și tineri. Am văzut că aveți aici tineri. Acum voi puteți să vă alegeți Dumnezeii, măi băieți. Și acum sunt un fel de Dumnezei nevăzuți ca și spiritele. Și cine știe ce faci tu, cui te închin de tata și de mama, poți să te ascunzi așa? Vă rog, rețineți. După părerea mea, vă citesc ce scrie la 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14, acum mă adresez și copiilor, pentru că al lui Iacov erau deja mari. Versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul și ei voi fi poporul meu. Ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atunci este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi și fiți, zice Domnul cel atotputernic. Nu se poate. Rețineți ce vă spun. Nu există casă pe lumea asta în care să nu fie Dumnezei. Nu există. Eu obișnuiesc să spun că nu există case particulare în lumea asta. Nu există decât temple. Adică fiecare familie se închină cuiva. Știți că au mutat împărații Asiriei, scrie în 2 împărați 17 oameni din Put, din Ava, din Sefarvaim. Și cu ce au venit? E care cu Dumnezeu lor. S-a supărat Dumnezeu țării. Nu se putea ca să se piardă sămânța adevărului de la evrei, măcar că au fost așa mai păgânt adesea. Scrie că au chemat un proroc să-i învețe să slujească Dumnezeilor țării. Ei credeau că sunt Dumnezei așa pe regiuni. Dar nu al Domnului este cerul și pământul. Ce altul Dumnezeu au făcut pe care e o coastă sau un deal sau o luncă? Au făcut al Dumnezeu și apară vreun izvoraș undeva în izvorul. Dar asta e marea problemă. De ce fiecare să se întrebe în casa lui este un templu sfânt sau un templu pământ? Scrie judecător 17. Tu, mamă, ce să-i facă și ea cadou la băiatul ei? Un chip cioplit, un chip turnat. Și cum i-a zis? O casă lui Dumnezeu. Era acolo o casă lui Dumnezeu? Nu e. Asta, repet, ne cheamă Dumnezeu și după masa asta pe noi. Dacă de cumva nu slujim lui Dumnezeu. Poate să ne lasă. Dumnezeu nu forțează. Scrie în 1 Cartea lui Samuel, în capitolul 7,
Vă citesc de la versetul 1. Locuitorii din Kiriat-Iearim au venit și au dus chivotul Domnului, l-au pus în casa lui Abinadab pe deal și au simțit pe fiul său Eleazar să păzească chivotul. Trecuse destulă vreme de ziua când fusese pus chivotul în Kiriat-Iearim, trecuseră 20 de ani. Și în acea casă se slujea lui Dumnezeu. Ceilalți, fiecare cu Dumnezeu. Era perioada în care fiecare făcea ce îi plăcea. Și le-a fost dor de Domnul. Au plâns. Ce le-a spus Samuel? Ce a spus Dumnezeu lui Iacob? Că asta e ideea din capătul istoriei până în celălalt capăt. Dacă din toată inima vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeu străin și astartele, îndreptați-vă de inima spre Domnul și slujiți-i exclusivitatea asta. Numai Lui. Și vă mai zbăriu. Și copiii lui au scos din mijlocul bani, astartele, s-au slujit numai Domnului. Mă gândesc, eu vă rog să vă duceți repede așa, în timp, acolo. S-au dus acasă, bărbații care au fost la adunare, poate și femeile. Și asta ar trebui să se întâmple, să zic de seară, poate ați făcut-o, numai, mă facem numai ultima verificare. Și-au mers acasă, băi, Samuel a spus că nu putem să slujim Domnul, că scoatem toți Dumnezeu. Și avea acolo o pândăie lor, și orice, păpuși, amulete și statuete de-a lor. Vă rog să vă imaginați cum le-a scos pe toate. Deci crezi că a fost așa de ușor? Toată lumea a venit cu ele la apel, nu? La poartă, au încărcat căruța și la gunoi cu ele. Păi, beata Rahela cum a făcut? Nici bărbatul nu știa, nu? M-a mințit și pe tata. Vedeți? E o mare problemă. Să renunți la ceva. Știți întâmplarea cu tânărul bogat, da? Că și lăcum este o închinare la idol. Într-o astfel de familie unde se slujește la mamona, să te duci acolo să vezi cum se închină. Știți cum se închină? Lacome. Povestesc cum să facă bani. Și povestesc cum alții au făcut mai mulți bani și asta le lasă un gust amar. Și asta e închinarea lor. Alții se închină stând în fața televizorului, la politică, alții la filme, alții la sport. Ce activități aveți acasă evidențiază cui slujiți? O, frumos este în casele noastre, nu doar la adunare, să slujim Dumnezeului Celui Viu și Adevărat. Că a spus Domnul Iisus că unde sunt doi sau trei, el este acolo. Spuneți, unde sunt doi? Acasă sunt doi, nu? Și trei? Aici sunt trei, nu? Să apară ăștia, doi sau trei sau de acolo încolo. Vrea să fie acolo. Domnul a spus că va fi cu noi. Păi numai la adunare? În toate zilele, dar n-avem adunare în fiecare zi. Dar acasă suntem în fiecare zi? Amin. M-am zis ce frumos a cântat. Dar acasă s-a făcut repetiție, nu? Să mai cântați. Să crească acești copilași ai voștri, nu punând aparatele să cânte. Atunci scriem pe telefon, robul Domnului, care laudă numele Domnului. Păi nu se poate, nu-i normal. Și are suflare să laude numele Domnului, nu? Așa sunt triscă într-o adunare, când ajung mai repede. Și au cum cântă și o înregistrare. Am venit noi aici și nu ne grăbim. Mă bucur când mi se zice, hai la casa Domnului. Gata, mi-este inima să cânte, psalmul 108. Și acasă, și într-o parte, sau în alta. Am o amintire, între multe altele, de la scumpa mea soție, ultima cântare care a cântat-o de capăt în capăt cu voce, din memorie, unde aș avea eu limbi-o mie. Și ultima strofă, știți cum spune? Când buzele ori mai putea și mă uitam la ea, când nu m-a ajutat vocea, încă le mai știa în memorie. Și buzele se mișcau și știam cum cântă cu noi. Și ce frumos apoi să fie, cum spune Dors, mă duc să-mi iau o harfă nouă și o altă carte de cântări și un alt veșmânt de cununie spre ziua dulcei așteptări. Și atunci cu mâinile slăvite vom înălța cerești finici, înălțând spre zări nebăruite cântările începute aici. Că noi ne-am decis să slujim lui Dumnezeu pentru vecii vecilor. Noi alegem.
zicem, cui să ieși de plin. Să nu vă temeți când vine vremea, scrie Apocalipsa 13, că se vor închina prima fiarei Balaurului. M-am gândit oare chiar va progresa închinarea asta satanistă pe direct sau doar în mod indirect prin înșelăciune? Că se va arăta în dreptul templului Dumnezeu, nu se drept Dumnezeu. Dar și în vremea aceea din urmă, să fim, precum spune Dariu despre Daniel, Dumnezeul căruia îi slujești, necurmat să te scape. Și Dumnezeu l-a scăpat, mărit să fie. Așa că, stimați părinți, chemați-vă copiii la închinare și încercați să le explicați și voi copii, de-a bunul Dumnezeu, inimă bună, să ascultați. Că nu e vorba de a face, cum zice tata și mama, e o chemare cerească să slujim lui Dumnezeu adevărat și să nu ne închinăm la idol, care sunt falși. Ce au spus cei trei? Asupra celor de mai sus, noi nu avem ce să te lămurim, că tu nu pricepi acum. Dar fie că ne scapă, fie că nu ne scapă, noi rămânem credincioși lui Dumnezeu. Și-au rămas credincioși ca să slujească în fața cuptorului. Că pe noi ce presiune pune diavolul de n-avem timp de cele sfinte? Să ne suim și scrie acolo, să locuiască acolo și eu înțeleg în asta să avem vreme în fiecare zi de activități sfinte, da? Recent, întrebam între slujitori pe un candidat de la botez în timp ce discutam la comitet, citești în Biblie? Și l-a zis, are ocupat, am fost. Numai așa, la vreo două zile am reușit. Și zice, fratele, da de mâncat tot numai la două zile? Și aș fi putut să continui să întreb, dacă în cât timp stai tu la masă? Păi, nu prea cronometrăm când stai la masă, așa? Mai degrabă ne cronometrăm câte minute ne-am rugat. Haideți să ne facem timp de Dumnezeu, că și El și-a făcut timp de noi. Ne iubește, cum spune Psalmul 100, a Lui suntem, să venim înaintea Lui cu laude, să-L binecuvântăm, să-L slăvim. Amin. Eu recomand slujba asta de acasă să ține măcar câte o jertfă în Vechiul Testament, cât dura până era drumul până acolo, până se sacrifica animalul, că nu dădea foc și lăsa acolo, arde sau lor mânca fiarele sălbatice, nu? Cât asta până să ardă un miel măcar, nu? Atât să cântăm și noi câteva cântări și să slujim Domnului cu dragă inimă. Amin. Nu în forță. Dumnezeu merită slăvit, ca să putem pricepe asta. Se cuvine să lăudăm, spune Scriptura. Mărit să fie Domnul. Amin. Trec la o altă idee ca să nu vă țin prea mult. Scrie aici și asta cred eu că e marea, marea problemă. Deci nu uitați, recapitulăm. E chemare cerească, Dumnezeu i-a zis. E poruncă pentru părinți să-și educe copiii în așa fel încât să nu se piardă nimic din învățătura sfântă în generațiile următoare. Această poruncă are ca și conținut primordial chemarea la o închinare corectă în fața adevăratului Dumnezeu și evitarea închinării false pe care o propagă diavolul cu atâta diplomație și uneori chiar în forță. Și scrie aici în Genesa 35, vă rog să ascultați, scoateți Dumnezeu să legați în mijlocul vostru, curățați-vă, schimbați-vă hainele, versetul 4, minunea de dorit la fiecare casă. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care au mâini în locul cercei, care purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sichem. Au dat toți cu cercei, cu tot, au schimbat hainele, tot. Stimați părinți, v-ați bucura să vă asculte copiii așa? Eu m-aș bucura. A fi cea mai mare satisfacție. Puțin proverbe, că când vezi un copil înțelept, tata se bucură. Dacă n-ascultă, se necăjește mama de numai. Cu femeile se necăjesc mai tare. Cum să putem convinge copiii noștri să ne asculte și să lepede tot ce e rău? Pentru că să fim realiști, sunt copii care când ajung mari spune, băi, nu fă așa. Ei, să vezi cum știe să argumenteze. Spune, nu vreau.
Ce pot să-i fac? Nu? Să mai dai cu bâta pe el? Prea multe lovituri trebuie la spinare nebunului, zice proverbe, și tot nu pricepe. Ce a făcut Iacov să-i convingă? Cred că uneori ne lipsește capacitatea de argumentare și de motivare. Că să învățați ce trebuie, eu cred că învățați, nu? Numai că uneori nu reușim, dreptul. Dar de ce nu reușim? Ce metode, ce pedagogie ar trebui aplicată ca să fie așa cum spunem Psalmul? Odată a vorbit cu Dumnezeu și de două ori am auzit eu. Fără de spune două ori și nu înțeleg odată, nu? Cum? Iată ce scrie despre ea. Să ne ducem la Dumnezeu care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătorie. Și în Psalmul 78, din care citam adineaori, scrie că nu doar să învățăm legile, să le mai spunem ceva, versetul 4, să le vestim laudele Domnului, puterea și minunile Lui. Dumnezeu la Sinai nu ne-a spus, unul și unul face doi, v-ați notat? A zis, eu v-am scos din țara Egiptului. Și zic, da, măi, Dumnezeu ne-a scos din cuptorul de fier al lui Faraon. Și uite, dacă v-am scos din țara Egiptului, uite ce vă poruncesc eu. Și asta pentru ei era o motivație. Iar cum v-a spus, eu vă chem să soluționez lui Dumnezeu care mi-a făcut mult bine. Undeva, am auzit într-o carte, de fapt, am citit, era o emisiune așa televizată, un cerc acolo, moderatorul femeii spunea, domnule pastor, eu nu sunt de acord cu ce a spus Dumnezeu, să nu prea curvești, pentru că mie îmi convine să am un amant, nu să fiu măritat. Și fratele îi spune, nu scrie în porunca să nu prea curvești. Cum nu scrie în porunca a șapte? Predicatorul îi spune, nu scrie așa. Citește din cap. Dar cum scrie? Dumnezeu a zis, eu vă scos din țara Egiptului, vreau să vă duc într-o țară unde curge lapte și miere și dacă vreți să fiți fericiți, să nu prea curviți. Așa scrie. Numai dacă vreți să fiți fericiți. Dumnezeu și-a motivat poporul, scrie la Cartea de Deuteronom, vă citesc în capitolul 10, versetul 12, acum Israel, ce altă cere de la tine, Domnul Dumnezeu, tot că să te temi de Domnul, să umbli în căile lui, să iubești, să spunești Domnul Dumnezeu tău cu toată inima, tot sufletul, să păzești poruncile Lui, pe care ți le dau astăzi. Păi ce militărie face Dumnezeu. Dar observați ce scrie pe ultimul rând, ca să fii fericit. Numai dacă vrei. Cum avem noi o cântare? Dacă vrei. O, numai dacă tu vrei. Dacă vrei să te prăpădești, uite acolo e groapă. Dar dacă vrei să fii la poarta cerurilor, pe aici se intră. Merită Dumnezeu să-L slujim. Amin. Dar satana merită ceva. A făcut bine la careva din neamul nostru. A ajutat el vreun bunic de-a nostru la mare nevoie să scape pe front. Și pomenea. A înșelat pe mulți din neamul nostru. E drept să slujim lui Dumnezeu. El tot ce a spus spune în favoarea noastră. Să-L punem pe Dumnezeu într-o lumină favorabilă în fața acestor generații de oameni. Am scris recent un articol intitulat, să nu-i se vă dau revistele, De ce apărăm valorile familiei creștine? Și la un moment dat scriu așa, parafrazez eu, mai țin minte exact cuvântul cum am scris. Nu-mi propun să dărâm improvizata clădirea progresiștilor. De altfel, nu știu dacă etajul 2 poate să mai clădească pe etajul 1. Vreau doar să punem o pancartă și să facem o grădinuță în jurul casei noastre, să spunem ce familie și ce casă frumoasă avem și bine ne simțim aici. Dacă vor să se mute la noi. Sau să le dăm modelul, nu? Un plan de casă. Dacă vor să rămână în clădirea lor care e pusă cu vârful la piramidă în jos și ei cred că va sta în picioare, e treaba lor. Dacă ne legăm tare de ei, cu vremea ne leagă, nu? Și așa să aplicăm o strategie cel puțin în interiorul casei noastre. Iată ce frumos să spună bărbatul cum mă simt eu cu mama ta. Să aprecieze imaginea femeii. Femeia este o operă de artă, făcută de Dumnezeu. Adam dormea când a făcut Dumnezeu pe el. Când l-a făcut Dumnezeu pe Adam, Eva nu era. Femeile au fabricat bărbatul, nici bărbații femeile. Dumnezeu a spus asta din mâna lui, numai el singur.
Dar dacă în mintea ta ca bărbat, când vorbești despre femeie, vorbești ca de un rău necesar, atunci s-ar putea băieții tăi să le fie frică să se însoare. Și dacă îl prezentăm pe Dumnezeu așa ca pe un despot vodă care poruncește că dacă nu-i cu iataganul și cu ciomagul, atunci s-ar putea să nu câștigă mare lucru. Îl apreciez pe Iacob cum a știut să-și motiveze copiii, sau cum scrie în Geneza 31 cum a știut să-și motiveze nevestele. Vă întreb care ați avut probleme. E ușor să te muți de la socrii după ce nevastă ta s-a obișnuit acolo? Spune, nu mai vreau să stau la socrii, nu mai vreau jenere. Păi tu poți pleca, dar treaba e să ieși pe ea, nu? Și scrie în Geneza 31 că Dumnezeu i-a spus lui Iacob, poruncă, uzi, mută-te înapoi în țara ta. Dar cum să mă mut? Că am neveste aici, copii, avere. Și scrie în versetul 4, Iacov a trimis și a chemat pe Rahela și pe Lea la câmp, nu față de socri, nu încerca să-ți lămurești nevasta cu cumnata, cu soacra, cu ciocul, că te bat la bătă. Iau deoparte. Și le-a scos așa în câmp. Femeile gândesc mai bine în peisaj. Nu știu, zâmbiți că stai adevărul. Și acolo a început să le ia așa din aproape, în aproape. Uite, eu am venit numai cu băta în mână, Dumnezeu ne-a dat acum facem două tabere. Nu spunea el în rugăciune, uite, ăștia-s copiii noștri, eu am făgăduințe, știți, Dumnezeu mi-a vorbit când a venit în coace, când a venit vremea să mă duc încolo. Și ăstea două parcă văd că s-au însemnat la față, el își continua prologul lui. Și zice aici, mai avem oare parte moștenire în casa noastră? Fă acum tot ce ți-a spus Dumnezeu. Stai, mare har să audă un bărbat că îi spune nevasta, măi, ție Dumnezeu ți-a vorbit, mami, ceva ce comenta. Dar să auzi și pe copii și spună, tata, ți-a vorbit Dumnezeu. Ne aliniem, iartă-ne că nu ne-am grăbit. Să poți să-i motivezi, să le preziți pe Dumnezeu într-o lumină favorabilă, să le vorbești cu înțelepciune. Știi ce înseamnă să vorbești cu înțelepciune? Am văzut cu părinți, dar nu știu să se adreseze la copii. Le spun adevărul și dacă nu au crezut copiii, trec de la game minore la majore și de la... Așa, un sunet plăcut. Și atunci, s-ar putea să nu fi înțeles. Scrie în Daniel capitolul 2. Îți pot da un exemplu ce înseamnă să știi cum să pui problema. Păratul a visat, și-a uitat, ca noi toți, nu? Convocă înțelept și să spune ce am visat. Nu vreau poți tâlcuirea. Împărate, asta numai zeii știu, nu discut. Ce mă las cu zeii? Păi ne-am pus eu la rost, ei nu sunt împărăția mea. Dacă nu, vă mor pe toți. Și interesant, studiați textul acasă. Nu știu câți au încercat să-l liniștească pe împărat. Și nu l-am putut convinge. Scrie acolo că porunca a ieșit înțelept începură să fie omorâți și apare textul Daniel 2 cu 14. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc. Se meargă la împărat și Daniel s-a dus la împărat și l-a motivat să-i dea vreme să se roage. Dar cum nu l-au convins ceilalți? Cam așa să vorbim și noi și să rămână și ceva vreme să ne rugăm pentru copii, nu? Și în felul acesta s-ar putea să-i motivăm. Stimați bărbați, vedeți cum vă puteți lămuri nevestele? Așa. Într-un peisaj frumos, cum vă spuneam. Stimate surori, vedeți cum vă puteți lămuri împărații? Cum a lămurit Daniel pe împărat, nu? Să știi cum să-i vorbești. Scrie în 2 Samuel 20 cu o femeie, s-a urcat pe zid și a fost acolo armată, muncind, trudnică, numai când se terminase un război civil. Ce mai ce-ți spune? Trebuie să dărâmă în cetate. Mă, dar e greu să dărâmă în cetate. Aici, pietre, să mutați voi din zid, mă obosiți. Mă. Dar ce vreți să dărâmă în cetate? Păi ne interesează un om de cetate. Păi, pentru un om de rămas o cetate. Voi și cetatea asta, mă. Abel ben Maca. Aici s-au stins multe conflicte. Păi nu ne interesează să rămân cetatea. E mamă în Israel. Numai vrem... Stați liniștiți. Vă rog, nici nu trebuie tot să vi-l arunc peste zid. Numai capul. S-a dus la consiliul local.
Și cum a făcut o ședință extraordinară, că nu era prevăzută pe ordinea de zi. Și a convins, băi, o beată femeie, primar, consilier, pe tot. Băi, omul ăsta, e o problemă aici. Eu te am cap, aruncat peste zi. Între timp ăștia s-au odihnit, nu? Ce înseamnă să motivezi cu înțelepciune? Zice, în Eclesiastul că e mai bun decât sculele de război. Că dacă nu faceți așa, nu vă mai dau bani, nu vă mai fac mâncare, vă scot din casă. Cu înțelepciune, cu rugăciune. Și încă ceva, și-am încheiat ideea asta. Zice, la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, o să nu credeți că tot ce v-a spus eu am știut din capăt. Am făcut și eu greșeli. Și ce am învățat de alții, am învățat din greșelile de mine. 1 Tesaloniceni 2, versetul 7, dimpotrivă ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce își crește cu drag copiii. Și eu spuneam, voi continua scena aia cu filmul Iisus. Ce se fac, nu-i puteam potoli pe băieți. Și atunci mi-a venit în minte, băieți, uite, o știți Biblia, vă rog să mai studiați textele din Evanghelie. Să vedem dacă regizorul și actorii din acest film l-au turnat după cum e scris. Cine găsește inadvertențe între textul biblic și scene din film, primește premiul de la tata. Băi, scris pe fază, că se dau premiul. Băieții mei, băi, vedea ceva, ia oprește. Să vedem, scrie asta la matin, băi, n-am văzut la mare, ia vezi la lucru. Și n-am mers până la jumătate de film, a zis unul, dă-i pace că nu-i după mine. Dă-ne premiile. Poate că dacă vorbeam mai cu înțelepciune, reușeam până atunci să-i conving. Dar uneori n-am fost eu mult pe acasă ca să stau de vorbă cu ei și asta a fost una din greșelile mele. Și a trebuit să mă aștept până să se convingă și uneori mai așteptăm și până mai târziu, că și ca părinte asta îți dorești. Și ultima idee și-am încheiat. De fapt, care este scopul final al chemării lui Dumnezeu, a poruncii date de El părinților, a exclusivismului de a sluji numai lui Dumnezeu și de a nu accepta nimic lumesc, că dragoste cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în El. De ce toate acestea? Deci în 1 Timotei 4, 8, că ce vlavă este folositoare în orice privință, asta este privința vieții de acum și acelei viitoare. Vă amintiți ce titlu am dat la predica asta? Familia la poarta cerurilor. Și scrie în Apocalipsa, în capitolul 21, că are cerul, cetatea aceea, porți, nu? Și zice în versetul 12, avea 12 porți, și la porți 12 îngeri, și pe ele au scris niște nume, nume celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. O poartă al unuia, al altuia. Ei, ce se vor bucura Rai și Ruben și Simeon și Levi, măi, tată, ne-ai spus tu cum să vine la poarta cerurilor. Și uite, pentru că au ascultat, le-a scris numele pe poartă. La poarta cerurilor. Avem o înregistrare, numim noi ultima epistolă, a sunat unul dintre băieți pe soția mea și vorbi la telefon vreo 15 minute. Și între altele zice acolo, voi știți că mi-am dat întâlnire cu tatăl tău la poarta lui Iosif. În călătoria creștinului a ajuns creștinul în cetatea cerească și în urmă a venit creștina cu copiii. La noi acasă a ajuns creștina și ca la fratele Niculiță a rămas creștinul să vină cu copiii. Așa îmi imaginez eu că atunci când o să ajung la Domnul și la scumpa mea, asta ar fi întrebarea de fond. Vii cu copiii? De aceea, dragi copii, vă chemăm să slujim lui Dumnezeu, că într-o zi numai împărăția Lui rămâne. Din celelalte scrie în Daniel 2 că nu rămâne nici cât praf din arie. Dar și aici pe pământ sunt beneficii. Scrie că după chinarea aceea de la Betel, i-a apucat groaza pe poporile din jur. Trăim într-o vreme în care este nevoie ca Dumnezeu să ne ocrotească și izbăvească familiile.
El poate să le binecuvânteze, să le țină cu viață, nici nu cu foame, te scrie Psalmul 33. Dumnezeu ne va ocroti cu puterea sa. Va îngriji de noi cu brațul său atot putere, care nu s-a scurtat. Atunci când au văzut carnea, a zis, ce s-a scurtat braț, mâna Domnului, nu poate. Dumnezeu poate, slăvit să-i fie. Și e ceva în versetele ce urmează, de la 16 la 20, acolo în Genesa 35. La întoarcere a murit Rahela. A fost o pocăință în familie la vreme. Am putea spune că Rahela, dacă și atunci o fi renunțat la idol ei, numai pe ultima sută de metri. În familia în care oamenii se închină Domnului, și dacă unii pleacă mai repede, cum s-a întâmplat la noi, toată problema este doar de despărțire vremelnică și iar ne întâlnim și slujim Domnului pentru totdeauna. Amin. Eu visez frecvent cu soția mea. Într-unul din vise, știam că e plecat, ziceam ce bine să fim iar împreună. Păi m-am uitat la ea și am zis, dar eu mai am două lucrări de făcut. Apoi ne întâlnim iar și nu ne mai despărțim pentru vecii vecilor. Vrem să intrăm pe porți în cetate. E singurul loc unde e de dorit de ajuns, unde fericirea este la ea acasă, durerea și lacrimile nu intră pe poarta aceea. Deci este și un alt loc de unde durerea și lacrimile nu pleacă. Și când te gândești că totul se dictează de la ce s-a întâmplat în casele noastre, de la Dumnezeul căruia am slujit, de la activitatea spirituală de acasă. Să vă ajute bunul Dumnezeu. Amin. Să ne creștem cu drag copii și să-i putem mântui. Amin. Cum zice 1 Corinteni 7 cu 4, și dacă numai mama sau tata e pocăit, să fie sfințiți și ceilalți, să fie sfințiți copiii și să ajungem cu toții în sfântă împărăție a Domnului. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze casele, să le duceți până la poarta aceea și să primim acces, să intrăm pe porți în cetate. Amin. Amin.